Record de peste 3,5 milioane de lei pentru servisuri din toată țara după verificările făcute de Protecția Consumatorului în urma a mii de plângeri. Cele mai multe reclamații au fost făcute anul trecut de șoferii din capitală, dar și din Ilfov, Prahova și Constanța. Bogdan este din Cluj-Napoca și a reușit să rezolve o problemă minoră la mașina tatălui său pentru că a cerut a doua părere. A fost una trecută la un serviciu din Cluj-Napoca cu o problemă legată de ventilația din habitaclu. La 4-5 zile a revenit la același serviciu pentru că, indiferent de temperatura setată, mașina dădea doar aer cald. Mecanicul s-a uitat din nou și a zis că nu este ceva ce ar fi din vina lui și că probabil ar trebui schimbat niște motorașe. Fiecare motoraș urmând să coste undeva la 4-500 de lei plus manopera. Am mers la alt serviciu unde toată problema a fost rezolvată în 20 de minute și cu 50 de lei. Primul mecanic uitase să se conecteze înapoi o mufă. Și Bianca s-a ales cu o diagnoză exagerată și o factură pe măsură. Au preluat mașina, au spus că de fapt nici nu se lucrase la zonele respective, piesele fiind uzate, vechi. A fost o lucrare destul de mare, peste 2000 de lei și cam o lună tot am fost cu mașina pe drumuri. Peste 1000 de șoferi păgubiți au făcut sesizări la Protecția Consumatorului. Anul trecut au fost cele mai multe amenzi aplicate la nivel național, peste 3,5 milioane de lei în total. Cei mai mulți s-au plâns că au apelat la un mecanic neautorizat, că reparația inițială s-a transformat în una capitală sau că primesc nenumărate amânări nejustificate. Capitala conduce în topul șoferilor care s-au plâns că au nimerit cel puțin o dată un mecanic nepotrivit. Doar anul trecut, aproape 600 de șoferi au făcut reclamații. Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, numărul societăților care au ca obiect reparația mașinilor a trecut de 35.000. Totuși, spun specialiștii, pe piață sunt și multe servisuri care funcționează ilegal. În momentul acesta, autorizate de către RAR sunt undeva la 12.000. Cele nefiscalizate, cu siguranță, depășește acest număr. Specialiștii ne recomandă ca de fiecare dată să alegem un servis autorizat și să cerem un deviz estimativ. Pe de altă parte, atelierele căutate de clienți cu buni profesioniști și care își desfășoară activitatea legal duc lipsă de personal. Puțini tineri mai vor să învețe mecanică. Este o problemă mare cu forța de muncă. Ne gândim la forța de muncă din Bangladesh. Am încercat o colaborare cu ceva școală tehnică. Au venit un băiat sau doi au venit, dar veneau pur și simplu să-și facă orele și să plece. Nu aveau un interes de viitor. Potrivit eJobs, un mecanic auto câștigă în medie 3500 de lei net pe lună la nivel național, dar salariul poate ajunge, în funcție de angajator, și la 7000 de lei net pe lună.